nou acea perioadă a anului în care fiecare dintre noi ne gândim la faptul că a mai trecut un an. Unii se gândesc cu bucurie la această perioadă pentru că avea așteaptă să fie mare. Alții se gândesc în această perioadă pentru că sunt mari. Dar sunt și alții care nu se mai gândesc cu așa multă bucurie la această perioadă. Pentru că se uită în jurul lor și văd că timpul a zburat așa de repede. Aș vrea în această seară, în care fiecare dintre cei care suntem aici avem o anumită perspectivă asupra acestei perioade, să ne gândim puțin și să ne oprim asupra unui pasaj pe care, din fericire pentru mine, zic, tinerii deja l-au cântat. Pentru că asta îmi face mie munca mult mai ușoară, pentru că dacă ei deja l-au cântat așa de frumos, eu pot să îl citesc doar. Pe un ton și pe o cadență constantă. Pentru că deja sunt sigur în mintea dumneavoastră adevărurile pe care le vom citi s-au întipărit. Deja în mintea dumneavoastră lucrurile sunt clare și sunt cunoscute. De aceea aș vrea doar să luăm aminte la un pasaj pe care o să-l citesc și dați-mi voi să vă spun că această parte este cea mai bună parte a mesajului pe care îl voi avea în această seară. Momentul în care vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea vă invit să stăm cu toții ridicați în picioare, cei care avem Cuvântul lui Dumnezeu la noi, Biblia, să deschidem la Isaia, la capitolul 9. Vom citi primele 7 versete ale acestui pasaj. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii. Și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii, căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui cel asuprea, le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtate în mărmășarea luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnie al lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire. De acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Am citit acest pasaj pe care sunt sigur, sunt convins de faptul că fiecare dintre dumneavoastră îl cunoaște. L-ați auzit de multe ori. L-ați citit dumneavoastră de multe ori. Ați meditat asupra lui și v-ați oprit asupra cuvintelor care sunt aici cu bucurie. Cu speranță. Pentru că de fiecare dată când citim acest pasaj, nu se poate să nu ne aducem aminte de ceea ce noi astăzi sărbătorim. Este un pasaj destul de vechi. Este un pasaj care a fost consemnat aici aproape 2600-2700 de ani în urmă. Un pasaj pe care timpul l-a măcinat.
Un pasaj peste care timpul a trecut foarte, foarte mult. Și totuși, în această seară, aș vrea să ne oprim noi, oamenii moderni, oamenii secolului 21, și să vedem oare ce mai putem să învățăm, ce mai putem să găsim în acest pasaj vechi de atâția ani. Este un pasaj pe care, dacă îl urmărim puțin în contextul lui, ne dăm seama că a fost scris unui popor care nu se afla într-o situație delicată. Ne dăm seama că este destinat unui popor care nu se bucura tocmai mult. Ne dăm seama că este scris unui popor care trecea și urma să treacă tot mai mult printr-o perioadă de criză în existența lui. Dacă citim câteva versete înainte, de la capitolul 8, versetul 7, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu următoarele lucruri. Iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului, adică pe împăratul Asiriei cu toată puterea lui. Pretutindeni, el va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui. Este vorba despre existența, o perioadă din existența unui popor, o perioadă frământată și tulburată. O perioadă în care oamenii nu-și mai găseau liniște și nu-și mai găseau alinare. O perioadă atât de sumbră pentru ei, atât de neagră pentru ei, încât cuvântul lui Dumnezeu le spune următoarele lucruri la versetul 21 din același capitol 8. Acest popor va priveji prin țară apăsat și flămând. Și când îi va fi foame, se va mânia și va culi pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât năcaz, decât negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric vesnă. Dragii mei, citim aceste cuvinte și apoi începe pasajul nostru și ne întrebăm. Pasajul acesta, care vorbește despre o vreme plină de durere, plină de frământare, despre o vreme plină de durerea care i-a copleșit pe acești oameni, ce are pasajul acesta de a face cu mine, omul modern al secolului 21, care se bucură de pace și liniște, care se uită în stânga și în dreapta și nimic nu-l amenință, nimic nu-l doare, se uită în sus și vede lumină, se uită în jos și vede roadele pământului, ce are a face acest pasaj cu mine, omul care trăiește astăzi, aici, acum, pe pământul acesta? Este un pasaj pentru ei. Este un pasaj pentru cei care erau cuprinși de întuneric și nu aveau nicio speranță și nicio nădejde. Pentru ei se potrivește versetul 1 din capitolul 9, care zice, totuși, în mijlocul acestei deznădejdi, în mijlocul acestei suferințe și acestei nevoi, totuși, în mijlocul acestei situații delicate, întunericul acesta nu va persista, nu va exista veșnic, este o speranță. Este un pasaj pentru ei, pentru că ei aveau nevoie de încurajare, ei aveau nevoie de speranță, ei aveau nevoie de îmbărbătare. Este pentru ei. Nu are nimic a face cu mine, oare? Omul modern? Omul care are de toate și se bucură de toate? Dragii mei, dați-mi voie să vă spun faptul că acest pasaj este atât de actual și aplicabil nouă, pe cât era de actual și aplicabil lor. Pentru că nu conjunctura socială și politică de atunci a adus negura peste ei. Nu conjunctura în care ei se aflau a adus acea întunecime și apăsare și oprimare peste ei atunci și acolo, ci altceva s-a întâmplat acolo. Aș vrea să citim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu de la 2 Împărați, la capitolul 15. Vom citi de la versetul 27. În al 52-lea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Pecah, fiul lui Remalia. A domnit 20 de ani. Și priviți, vă rog, versetul următor. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Și versetul 29 ne spune că pe vremea aceea, când poporul era afundat în păcat, când poporul trăia departe de Dumnezeu, când nu-i păsa de Dumnezeu, pe vremea aceea Dumnezeu a îngăduit să vină împăratul Asiriei împotriva lor. Și ce vă gândiți dumneavoastră, dacă priviți versetul 29? Tocmai ceea ce citeam mai devreme. Toată țara lui Neftali,
Toți locuitorii din acel loc au fost luați și au fost duși în prin soare. În Asiria. Departe de țara lor. Departe de obiceiurile lor. Departe de familia lor, de prietenii lor. De ce s-au întâmplat toate acestea? Pentru că așa a fost conjunctura politică în acele vremuri? Nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, pentru că peste acea națiune a domnit un împărat, un conducător, un lider care avea o menire clară, să îndrepte ochii oamenilor înspre Dumnezeu, dar el n-a făcut asta. Și în loc să îndrepte ochii oamenilor înspre Dumnezeu, a îndreptat în jos și a afundat mai mult decât erau afundați înainte de a veni el la conducere. Și acum vreau să vă întreb din nou pe dumneavoastră, ce are a face acest pasaj cu noi, oamenii moderni ai secolului 21, care avem lumină, care avem curent electric și aprindem becul și se luminează orice încăpere? Dragii mei, are a face foarte mult cu noi. Pentru că pasajul acesta vorbește foarte mult despre condiția omului care trăiește fără Dumnezeu. Despre existența omului care trăiește, alege să trăiască departe de Dumnezeu. Nu are de-a face neapărat cu un context politic și social de acum 2700 de ani, ci are de-a face cu mine și cu tine, cu dumneata, cu omul modern de astăzi. Pentru că în acest pasaj găsim câteva lucruri care definesc existența acelui om modern. Omului de azi, care trăiește departe de Dumnezeu, sau care alege să trăiască departe de Dumnezeu. Și această existență a omului modern de astăzi, care trăiește departe de Dumnezeu, dragii mei, este caracterizată în primul rând de o viață trăită în întuneric. Și probabil luna aceasta este luna în care vorbim, sau ar trebui să vorbim cel mai puțin despre întuneric, pentru că am venit pe drum și dați-mi voie să vă spun că beculețe și lumini sunt peste tot. Orașul este mai luminat ca niciodată. Casele noastre sunt mai luminate ca niciodată. La ferestre, în balcon, pe case, peste tot sunt luminițe, sunt beculețe care luminează și emană lumină. Și ar trebui să ne întrebăm în această perioadă, de ce să vorbim despre întuneric? Dragii mei, este adevărat, pe stradă e lumină. La geamurile caselor este lumină. Este adevărat, în casă este lumină. Este adevărat totul. Dar aș vrea să vă pun o întrebare. În această perioadă, în sufletul tău și în sufletul dumitale, este lumină. Înăuntrul meu, înăuntrul tău, înăuntrul nostru, este aprins un beculeț? Este aprins acolo o sursă de lumină care să lumineze? Sau ne uităm afară pe geam și zicem ce lumină este afară? Și când ne întoarcem privirea înăuntru, înspre noi, în sufletul nostru, nu găsim decât întuneric. Nu găsim decât beznă, nu găsim decât confuzie, nu găsim decât lipsă de direcție și orientare, nu găsim decât lucrurile acestea din care, oricât am încercat, nu putem să ieșim. Este o lună în care lumina e peste tot. Dar din nefericire, pentru unii, lumina este doar afară și nu este înăuntru. Pentru că viața omului care trăiește departe de Dumnezeu este caracterizată de o viață, de existență, trăită în întuneric. Fără direcție, fără orientare și fără șansa de a ieși de acolo. Era cazul lor. Era cazul despre care Cuvântul Dumnezeu ne spune că și dacă s-ar fi uitat în sus și dacă și-ar fi plecat privirile în jos, oriunde s-ar fi uitat, n-ar fi văzut decât întuneric, beznă, fără să știe încotro merg, de unde vin, unde să se îndrepte. Erau oameni care, dintr-un motiv sau altul, au ajuns să trăiască departe de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cele ce urmează încă un lucru. O viață sau existența omului modern, care trăiește fără Dumnezeu, este definită și de următorul lucru. De o viață trăită în necaz. De o viață trăită în necaz.
Și aici, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că un om care trăiește în necaz nu este omul care nu are sănătate. Un om care trăiește în necaz nu este numai omul care nu are de toate. Și un om care trăiește în necaz este acel om care nu are pace și liniște în sufletul lui, chiar dacă are de toate în casă. Un om care trăiește o viață în necaz este omul care când vine seara și se pune cu capul pe perină, deși are de toate, a mâncat bine, s-a odihnit bine și nu duce lipsă de nimic, când se pune cu capul pe perină, nu poate să doarmă, pentru că nu are liniște, pentru că nu are pace, pentru că nu are acea stare care îl lasă să se odihnească. Viața unui om trăită departe de Dumnezeu este o viață caracterizată de necaz, în sensul de lipsa liniștii și a păcii. O viață care este trăită într-o tulburare și o frământare legată de grija zilei de mâine. Grija zilei de mâine, să știți că nu este doar pentru cei care nu au așa de mult din punct de vedere pământesc. Grija zilei de mâine este pentru toți oamenii, pentru cei care au foarte mult, dar și pentru cei care au puțin, pentru cei care sunt tineri, dar și pentru cei care sunt bătrâni, pentru cei care sunt cu școală și cei care acum fac școală. Grija zilei de mâine este pentru toți și caracterizează și imagine și încearcă pe toți. Însă existența omului modern care trăiește departe de Dumnezeu este caracterizată de o viață trăită în necaz, fără pace și fără liniște. Așa erau ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că poporul trăia în necaz. Și mai spune cuvântul lui Dumnezeu ceva aici. Era o vreme. O vreme în care pământul era acoperit de ocară. Viața omului modern, dragii mei, care alege să trăiască departe de Dumnezeu, care ajunge să trăiască departe de Dumnezeu, existența acestui om este caracterizată de o viață trăită în ocară. Și aici puteți să vă gândiți la faptul că omul modern de astăzi are haine bune. Omul modern de astăzi are mașini bune. Omul modern de astăzi are resurse la dispoziție. Omul modern de astăzi are de toate. Cum să trăiască în ocară? Foarte bine. În această perioadă, nu știu cum este aici, dar la Cluj și la Tulda, ambulanța circulă mai des ca și oricând. În această perioadă, plină de lumini, când vezi drumul, orice ai face, vezi drumul, că lumină, ambulanța circulă mai des ca oricând. Pentru că omul pleacă de acasă sau înspre casă și pe drum, pentru că nu mai are respect față de sine, ajunge lângă drumul. Ajunge pe marginea drumului și trebuie să vină alții să-l ia, să-l ducă acasă. Pentru că omul care trăiește departe de Dumnezeu este un om care trăiește o viață în ocară. Fără să mai aibă respect față de propria lui persoană. Fără să mai aibă respect față de ființa lui. Fără să mai aibă respect față de el însuși. Dar ce este și mai trist, și mai grav, că nu mai are respect nici față de cei de lângă el. Nici față de semenii lui, nici față de prietenii lui, de cunoștințele lui. Omul care trăiește departe de Dumnezeu și un om care trăiește în ocară. Era cazul lor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în acea vreme, toată națiunea, tot acel popor era un popor peste care a fost împrăștiată ocară. Ei nu mai aveau respect față de ei înșiși. Ei nu se mai respectau pe ei și nu mai respectau nici pe cei de lângă ei. Pentru că erau duși departe de fața lui Dumnezeu. Și ca și cum toate acestea n-ar fi fost destul, dragii mei, mai spune cuvântul lui Dumnezeu încă un lucru care este foarte, foarte trist.
viața unui om modern, existența unui om modern care trăiește departe de Dumnezeu, este definită de o viață trăită în țara umbrei morții. Într-un loc în care miroase și duhnește greu. Miros apăsător. Atmosferă încărcată. Atmosferă din care nu mai au cum să iasă, cum să scape. Biblia spune că ei atunci și acolo trăiau în întuneric, trăiau în necaz, trăiau în ocară și peste tot, plutea o mireasmă apăsătoare. Dragii mei, în această seară, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ei au ajuns acolo pentru că s-au depărtat de Dumnezeu. Nu pentru că au trăit acum 2700 de ani. Nu. Ci pentru că s-au depărtat de Dumnezeu. Omul care trăiește departe de Dumnezeu are o viață caracterizată de aceste lucruri. Însă, dragii mei, aș vrea acum, că suntem în preajma sărbătorilor, să nu rămânem cu această imagine sumbră și negativă și pesimistă pe care am prezentat-o și pe care Cuvântul lui Dumnezeu o prezintă aici. Și aș vrea să vedem că dincolo, sau în comparație cu această trăire plină de necaz, plină de durere și frământare, există o alternativă. La această viață trăită departe de Dumnezeu, există o alternativă. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că alternativa aceasta plină de har al lui Dumnezeu, alternativa pe care Dumnezeu o oferă celui care vrea să trăiască aproape de El, este o alternativă care este caracterizată de câteva lucruri foarte interesante. Și în primul rând, în acest pasaj, găsim faptul că această alternativă plină de har al lui Dumnezeu este manifestarea dragostei sale în întreaga națiune, făcând un lucru deosebit. În momentul în care Dumnezeu își manifestă dragostea sa și harul său peste națiune, se întâmplă un lucru minunat. Se înlocuiește ocara. Se înlocuiește această stare cu o stare de onoare. O stare de slavă. Domnul Iisus Hristos, trăind pe pământ, ilustrează în viața oamenilor acest aspect foarte frumos. Și le spune așa, era un tată care avea doi fii. Și unul din fii a spus, tată, dă-mi partea mea de avere pentru că vreau să mă duc departe, să trăiesc cum vreau eu. Și tatăl i-a dat partea care îi se cuvenea. Și ne spune Biblia, Domnul Iisus Hristos, în relatarea lui, spune, a venit o vreme în care omul acesta a rămas fără bani, fără resurse, fără nimica și a ajuns într-o stare de ocară. Și de acolo, din mijlocul acelei stări de ocară, spune Biblia că și-a ridicat privirea în sus, s-a uitat înspre ceruri și a zis, mă duc acasă la tata. Și Domnul Iisus Hristos continuă această ilustrație și spune, tatăl său, în fiecare zi ieșea și se uita să vadă, vine fiul meu, se întoarce acasă. Și într-o seară îl vede că vine, că se întoarce acasă și spune, în momentul în care l-a văzut de departe că vine, a fugit înaintea lui, l-a îmbrățișat, l-a sărutat, l-a primit în brațele lui și a zis, ai cerut să vin apoi ca un rob, ca ultimul slujitor. Ai cerut să vii aici acasă și asta a fost dorința ta. Și tatăl a zis, nu, aduceți haina cea mai bună. Aduceți inelul cel mai valoros. Pregătiți sala cea mai frumoasă și cea mai mare. Organizați cea mai frumoasă și cea mai puternică și cel mai frumos eveniment. Chemați pe toți și spuneți-le să se pregătească pentru că fiul meu care a fost pierdut s-a întors acasă. A venit din ocară, a renunțat la ocară, a ieșit din starea aceea de ocară și a venit înapoi în brațele mele. Spunea Domnul Iisus Hristos, în momentul în care Dumnezeu își arată dragostea față de o națiune întreagă, în întreaga națiune,
El locuiește ocara cu slavă, binecuvântarea. Dragii mei, este un pasaj care nu-i pentru ei atunci și acolo, ci este un pasaj care spune alternativa pe care Dumnezeu ți-o oferă unei vieți trăite fără de El, e o viață aproape de El, în care ocara în care te-ai zbătut, e locuită cu cinstia pe care Dumnezeu ți-o poate oferi. Pasajul acesta mai spune un lucru foarte frumos. Alternativa aceasta fiind de har al lui Dumnezeu este oferta, este oferta unei vieți trăite în lumină. Dintr-un om care nu are o direcție clară. Nu știe de unde a pornit și încotro se îndreaptă. Dintr-un om care este cuprins de frică și de teme. Dintr-un om care trăiește într-un întuneric beznă, gros, în care nu vede nici în stânga, nici în dreapta. Dumnezeu spune că alternativa pe care El o oferă este alternativa unei vieți diferite. Este alternativa unei altfel de vieți. Și aș vrea să citim câteva versete în această seară. Din Ioan, din capitolul 1, versetul 4. În El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Dragii mei, dacă nu ai lumină, nu ai viață. Dacă nu ai viață, nu ai lumină. Priviți, vă rog, ce spune mai departe, în versetul 5. Lumina luminează în întuneric. Și întunericul n-a biruit-o. Alternativa pe care ți-o dă Dumnezeu este alternativă care deja este dovedită a fi cu succes. Nu mai trebuie să ne chinuim noi, să mă chinui eu să demonstrez succesul alternativei lui Dumnezeu și validitatea alternativei lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu zice, lumina era acolo și întunericul nu a putut să o biruiască. Priviți, vă rog, versetul 9. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Și versetul 14. Cine e lumina aceasta? Cuvântul s-a făcut trup. A locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui. Am privit lumina care răspundea din El. Am privit lumina care radia din El. O slavă, o lumină, întocmai ca lumina, ca slava Tatălui. A singurului născut din Tatăl. Dragii mei, alternativa plină de har al lui Dumnezeu este o ofertă a unei vieți pline de bucuria libertății și a victoriei asupra robiei. Și aici, din nou, fiecare dintre noi poate să spună sunt om liber. Nimeni nu-mi conduce viața. Sunt propriul stăpân al vieții mele. Putem fiecare dintre noi să zicem pe mine nimeni nu mă ține rob și sclav. Oare? Haideți să citim, vă rog, versetul 4. Spune așa, că jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce l-a suprea, l-a sfârmat ca în ziua lui Madian. Suntem oameni liberi, dar avem patimile noastre. Suntem oameni liberi, dar avem frământările, avem tensiunile, avem trăirile noastre. Suntem oameni liberi, dar, dragii mei, suntem prinși și strânși de patimi și de pofte și de dorințe. Alternativa pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia dintre noi este alternativa unei vieți pline de bucuria libertății. A unei vieți pline de bucuria victoriei asupra acestei robii. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, această robie, acest jug a fost sfârmat ca în ziua lui Marian. Știi ce s-a întâmplat printre altele atunci și acolo? Biblia ne spune că era un om pe nume Gedeon. Căruia Dumnezeu a zis, Gedeon, tu vei scăpa poporul din robia acestui popor, din robia lui Madian. Și Gedeon a adunat o mulțime mare de oameni, zeci de mii de oameni. Și Dumnezeu a zis, Gedeon, sunt prea mulți. Cum, Doamne, sunt prea mulți? Sunt prea mulți. Trebuie să plece. Și la prima strigare au plecat undeva la 20.000 de oameni. Și a rămas Gedeon cu 10.000 aproximativ de oameni și zice Dumnezeu, tot îți prea mulți, Gedeon, tot îți prea mulți. Cum, Doamne, de ce îți prea mulți? Pentru că dacă mergi cu ei, cu toți, vor zice,
Mulțimea ne-a adus biruința, noi ne-am câștigat libertatea, este meritul nostru că ne-am eliberat. Dumnezeu zice, sunt prea mulți, Gedeon trei mai puțin și rămân 300. Și cu 300 de oameni, Gedeon merge în fața lui Madian. Și Dumnezeu îi dă o victorie. Pentru ca toți să înțeleagă, victoria asupra robiei nu este dată de resursele mele. Victoria asupra robiei, patimii mele, asupra păcatului meu, nu-i dat de voința mea, de capacitatea mea, de puterea mea, ci dat de Dumnezeu. El e singurul care îți dă victoria asupra acestor lucruri. Și, dragii mei, ultimul lucru asupra căruia vreau să mă opresc în această seară. Am văzut care este caracteristica unei vieți trăite de Dumnezeu, de parte de Dumnezeu. Am văzut care este alternativa unei vieți aproape de Dumnezeu. Ce-ți oferă Dumnezeu? Ce-ți oferă Dumnezeu? Aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi în această seară că această alternativă transformatoare, această alternativă care schimbă viața, este posibilă exclusiv prin Iisus Hristos. Este posibilă exclusiv prin Domnul Iisus Hristos. Și spune acest pasaj care l-am citit aici. Căci un copil mi s-a născut și un fiu mi s-a dat. Dragii mei, sunt două lucruri aici foarte importante pentru fiecare dintre noi, care aș vrea să rămână ca și un lucru de frământat în mintea noastră. Mi s-a dat un copil, mi s-a născut un copil. Dumnezeu a venit printre noi și noi spunem de multe ori în mintea noastră că Dumnezeu a venit în mijlocul nostru și s-a născut ca și un copil în iesle, ca să poată să înțeleagă mai bine frământările noastre, ca să poată să înțeleagă mai bine durerea noastră, ca să poată să înțeleagă cum îi să fii om, dragii mei. Nu că nu e adevărat. Poate. Dar dați-vă să zic că Dumnezeu a venit să fie om aici pentru ca noi să-L cunoaștem pe El mai bine. Nu El să ne cunoască, că El ne știe, El ne-a creat. Domnul Iisus Hristos a venit și s-a născut pe pământul acesta pentru ca noi oamenii să ne uităm la El și să vedem cum este Dumnezeu pe înțelesul nostru. Cum se comportă Dumnezeu în situația cu tare. Cum se comportă Dumnezeu față de cel de lângă El. Cum se comportă omul Iisus Hristos față de aproapele Său. De-aia a venit Iisus. De-aia s-a născut un copil. Pentru ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Dar aș vrea să vă pun o întrebare. Un copil s-a născut. Dar lumea ta, dar tu, te-ai născut pentru copilul acesta? Dar lumea ta, te-ai născut pentru copilul acesta a cărui zi de naștere observăm și o comemorăm astăzi? Stătea Domnul Iisus Hristos de vorbă cu un învățat și spunea, Nicodim, dacă nu te naști din apă și din Duh, cu niciun chip nu vei vedea împărăția cerurilor. Dragii mei, ne aducem aminte pentru a nu știu câtea oară de nașterea copilului. Dar nașterea ta pentru copilul acela a avut loc? Pentru că oricât de rău și oricât de greu mi s-ar părea de înțeles, copilul acesta se naște în viața celui care se naște și el pentru copilul acesta. Și spune pastorul acesta că un fiu ni s-a dat. Fiul acesta care ni s-a dat, dragii mei, ne face părtași. Ne face părtași naturii lui Dumnezeu și ne face moștenitori împreună cu Dumnezeu și ne place asta. Ne place asta. Însă aș vrea să vă fac o provocare să vă întreb. Fiul ți s-a dat. Fiul mi s-a dat. Dar dumneata, dar tu care stai aici și asculti colinde și mesaje, te-ai dat Fiului? Ne place să citim căci un copil mi s-a născut. Ne place să citim căci un fiu mi s-a dat. Pentru că totul are de-a face cu împlinirea noastră. Copilul s-a născut pentru noi și Fiul mi s-a dat nouă. Asta ne place, că ne hrănește pe dinăuntru și ne unge. Să dați-mi voie să vă spun și cu aceasta vreau să încheie și vreau să fie întrebările care să le frământați în această perioadă.
Copilul se naște în viața celui care se naște și el pentru copilul. Și fiul se dă pentru cel care își dă și el viața fiului acestuia. A făcut multe Crăciunuri, multe sărbători de genul acesta peste fiecare dintre noi. Am avut oportunități și ocazii foarte multe. Luminițele sunt peste tot. Becurile ard peste tot. Mai puțin în sufletul oamenilor. Este timpul pentru fiecare dintre noi să ne uităm înăuntru nostru, numai celul de lângă noi. Fiecare se uită înăuntru lui și să vadă, mai este un loc în care trebuie să aprindă umbră. Mai este un loc acolo unde trebuie să facă să fie lumină. Mai este un loc acolo unde trebuie să răsară o luminiță. Biblia spune că există două alternative. O viață trăită departe de Dumnezeu, cu toate aceste consecințe. Și o viață trăită aproape de Dumnezeu, cu toate celelalte lucruri care derivă din ea. În această seară, fiecare dintre noi avem dreptul și șansa de a alege. Ori o viață aproape de Dumnezeu, ori o viață departe. Dorința mea și rugăciunea mea pentru fiecare dintre noi este noi, eu, să aleg să am o viață trăită mai aproape de Dumnezeu.